Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Băi, ce frumos e afară, nu vine să cred. E minunat. Băi, fraților, astăzi o să vorbim despre cum verific eu uleiul la o mașină sau când mă duc să cumpăr o mașină. O să vă arăt o chestie foarte interesantă, o chestie pe care o știu de la un mecanic foarte bătrân, un mecanic în vârstă. N-am mai deschis capota la mașina asta de nu știu când, dar văd că deocamdată totul e ok. Ia verific un pic pe aici, pe la apiță, că din când în când la o mașină veche e bine să verifici toate astea. Deci nivelul este ok. Aici îți arată nivelul. Stați așa. Vedeți? Aici arată nivelul. Asta e maxim. Deci bulbul ăsta de aici trebuie să fie la dunga asta, vedeți? Uite. Și aici e minim, când bulbul de jos ajunge la dunga de jos, de aici. Bun, apa este ok. Haideți să verificăm uleiul și să vă arăt cum m-a învățat pe mine acel bătrânel să verific uleiul la o mașină, dacă este bun, dacă nu este bun. Și atunci când cumperi o mașină, dacă uleiul a fost schimbat, cum spune samsarul, sau dacă nu a fost schimbat. Două secunde. O să iau eu ăsta, să pun ăsta aici. Scoatem joja odată. Așa. O ștergem prima dată. Să fie curată. O băgăm la loc. Acum. Ok, o lăsăm un pic. O scoatem. Și acum verificăm nivelul. Vedeți? Este perfect. Deci nivelul este la maxim. Uite aici. Stați așa să vedem dacă se vede pe camera. Uite, vedeți? Maxim. Aici. Hop, curge o picătură. Bun. Acum cel mai important lucru pe care m-a învățat acest bătrânel este cum verifici pelicula uleiului sau cum verifici uleiul dacă a fost schimbat sau nu. Dacă te duci să cumperi o mașină și zice omul ăla, boss, totul e schimbat, am schimbat ulei, filtre, toate chestiile, poți să faci un mic test. Iei așa pe deget uleiul. Sta să pun joja la loc și să vă arăt cu camera cum trebuie. Ok, sta să mă șterg un pic pe una. Așa. Și hai să vă arăt aici. Vedeți? Ăsta e uleiul pe care eu l-am luat. Ții degetul, întorci degetul așa și uite, faci un mic test, ceva genul ăsta. Uite așa. Lipești degetele și după aceea desparți degetele. Și dacă uleiul nu se desparte de pe un deget pe altul în mai mult de un milimetru distanță, atunci uleiul încă este bun. Vedeți cât e acolo? Ia. Uite, vedeți? Nu s-a rupt și mai mult de un milimetru. Așa se verifică uleiul. Deci apropii, desparți degetele și dacă el nu se rupe, înseamnă că uleiul încă este bun. Dacă uleiul este la uzură maximă și tu apeși așa, atingi degetele și odată ce ai ridicat, el se desparte de pe un deget pe altul, înseamnă că uleiul ăla nu mai este bun. Vedeți? Și dacă vă duceți vreodată la târg și zice samsarul, băi, e bun, și tu faci așa și s-a rupt imediat și nu rămâne, uite așa, măcar un milimetru și ceva lipit de un deget pe altul, atunci uleiul ăla nu este bun. Și acel samsar minte că a schimbat uleiul. Așa, două secunde să închid și eu capota și să mă pregătesc. Ok, oameni buni, mi-am pregătit toate astea aici și imediat mergem până la magazin să-mi fac și eu ceva cumpărături. Ok, revenim la subiectul principal. Deci cel mai important atunci când vrei să verifici uleiul la mașină sau pelicula uleiului este să faci chestia asta când motorul este rece, când motorul stă de cel puțin 2 ore jumate. Dacă motorul este cald, nivelul uleiului nu o să mai fie corespunzător, că se înmoaie, scade, mai este sus în bloc, deci nu este scurs tot în baia de ulei unde ajunge joja. Așa că uleiul se verifică întotdeauna cu motorul oprit și înainte cu 2 ore să pornești mașina. Nu se verifică imediat după ce mașina este oprită sau după 15 minute ce mașina este oprită sau dacă motorul încă este cald. Uleiul trebuie să fie rece. Și când te duci la un târg și îți spune samsarul acela, uite, uleiul este schimbat, îți arată bidoane de ulei prin portbagaj, te ia cu vrăjel din alea ieftine, foarte simplu, poți să faci un test cum am făcut și eu. Să
scoți joja, pui uleiul pe degete și îl verifici dacă el rămâne lipit de ambele degete la o distanță de 1 mm, maxim 1 mm jumate. Cu cât este mai mult lipit, cu atât este mai bine, pentru că uleiul este mai bun. Uleiul nu mai este bun în momentul în care tu faci așa și imediat ce desparți un deget de altul, el se dezlipește de pe ambele degete. Să țineți minte chestia asta, pentru că eu o știu de la un om bătrân care din păcate a murit, Dumnezeu să-l ierte, dar un mecanic foarte bun, un mecanic de Allseat, de Trabant, de Dacia, un mecanic care îți repara orice, desfăcea motor de tractoare, desfăcea motor de Dacia cu ochii închiși și îl monta cu ochii închiși. Mecanic de pe timpuri, mecanic care a învățat mecanică cum se învăța de mult, nu cum se învață în ziua de astăzi. Uitați ce mașină frumoasă. Fai de capul meu. Stați așa, că aici trebuie să avem grijă cu bicicliștii. Ok. Înainte să închei acest episod, nu uitați să-mi dați și mie un follow pe contul meu de Instagram, Mihaila Ștefan Vlog, găsiți link în descriere. Dacă vă place acest episod, nu uitați să dați și voi pe butonul acela de like. Dacă nu vă place, bineînțeles, un dislike. Nu uitați să dați și pe butonul acela de subscribe, dacă toți sunteți aici. Asta în cazul în care nu v-ați abonat deja. Mai am și eu un pic și ar trebui să fac 100.000 de abonați, dar de o săptămână sau două săptămâni am probleme cu butonul acela de subscribe. Nu mi se mai pun abonații. Și ce să zic, sper să vă ajute mini informația asta. Bineînțeles, în ziua de astăzi, dacă ai bani să-ți cumperi o mașină, nu o să fie nevoie să verifici uleiul cum am făcut eu, dar poate este cineva care își cumpără o mașină, dă ultimii bani pe mașină și în următoarele, nu știu, 2-3 luni nu are bani să schimbe uleiul sau consumabilele. Samsarul minte că sunt schimbate acum 300 de kilometri și omul merge cu mașina așa 5000 de kilometri și strică motorul din cauza că uleiul este deja varză. Așa că, oameni buni, după cum v-am spus, sper să vă ajute această informație și să găsiți ceva util în ceea ce v-am zis. Vă urez o zi minunată, eu mă duc un pic la cumpărături și rămâne să ne auzim într-un live sau un alt episod. Zi faină să aveți, v-am pupat, bye bye!